În cursul serii trecute, în jurul orei 20:30, la nivelul conductei de aducțiune de la stația de tratare Palas, ce alimentează o parte din orașul Constanța, precum și localitățile Cumpăna, Agigea, Lazu și Eforie Nord, a suferit o avarie pe bulevardul Aurel Vlaicu, în zona intersecției cu strada Vârful Culdor. Imediat la fața locului au fost dislocate 6 echipe de intervenție dotate cu toate utilajele necesare, după cum se poate și vedea. Echipele lucrează la foc continuu încă de aseară. La ora actuală s-a reușit decopertarea zonei, această operațiune fiind destul de grea, deoarece magistrala era ancorată într-un masiv de beton. Se lucrează la schimbarea unui tronson de câțiva metri din conducta de 800. În continuare, abonații din cartierele constanțene, CET, kilometru 4-5, kilometru 5, Anda, Ice Brătianu, Medea, Palas, dar și consumatorii din cele patru localități, Cumpăna, Agigea, Lazu și Eforie Nord, sunt lipsiți de apă potabilă până la finalizarea lucrărilor de reparații.